Bine v-am regăsit la pregătirea pentru admitere și bacalaureat. Azi din nou rezolvări de teste grilă, de data asta de curent continuu, dar tot cu itemi propuși de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Voi rezolva 10 itemi, 3 de tip complement simplu, 3 de tip cauzalitate și 4 probleme. Să începem! Tensiunea la bornele unei surse ideale este A. mai mare decât tensiunea electromotoare, B. mai mică decât tensiunea electromotoare, C. egală cu tensiunea electromotoare, D. depinde de rezistența internă a sursei, E. depinde de rezistența externă a circuitului. Merită să discutăm un pic pe marginea acestei întrebări, deși discuția va fi aproape inutilă pentru a găsi răspunsul la întrebarea noastră, dar poate fi foarte utilă la rezolvarea altor probleme. În general vorbind, tensiunea la bornele unei surse, U, este egală cu tensiunea electromotoare plus minus produsul I ori R mic, unde I este curentul prin sursă și R mic este rezistența internă a sursei. Produsul I ori R mic se numește și tensiune internă, notată cu U mic. Dacă vă gândiți la o sursă cu cele două borne ale ei, catodul și anodul, atunci vă puteți gândi la rezistența internă ca la o rezistență în interiorul sursei. R mic. Și acum gândiți-vă, dacă avem un curent în sens direct prin sursă, adică prin sursă de la borna negativă la borna pozitivă, atunci acest curent înseamnă o tensiune cu plusul spre catod și minusul spre anod, adică o tensiune polarizată invers decât tensiunea electromotoare. Și de aceea, în acest caz, voi avea U egal cu E minus I înmulțit cu R mic. Dar acum gândiți-vă că avem un curent în sens invers prin sursa noastră. Sigur, asta se poate întâmpla doar dacă mai sunt și alte surse mai puternice cu tensiune electromotoare mai mare decât tensiunea noastră în circuit. Atunci voi avea plus spre anod, pe rezistența mea, și minus spre catod. Adică tensiunea internă este de data asta polarizată la fel cu tensiunea electromotoare. Și în acest caz, tensiunea va fi E plus I înmulțit cu R mic. Deci, dacă am un curent direct, atunci tensiunea la borne este întotdeauna mai mică decât tensiunea electromotoare. Dacă am un curent invers, tensiunea la borne este întotdeauna mai mare decât tensiunea electromotoare. Deci trebuie ținut minte acest lucru pentru că, repet, e foarte folositor atunci când rezolvăm probleme, mai ales în cazul în care avem mai multe surse în circuit. Dar, în cazul nostru, discuția, am spus, e practic inutilă, pentru că enunțul nostru spune tensiunea la bornele unei surse ideale. Dacă e sursă ideală, înseamnă că nu are rezistență internă. Și dacă rezistența internă este zero, acest termen nu există. Și atunci nu mai are importanță dacă avem sau nu avem curent, nici dacă curentul are un sens sau altul, tensiunea la borne, în acest caz, va fi întotdeauna, fie că există curent, fie că nu există, întotdeauna egală cu tensiunea electromotoare a sursei. Așa că răspunsul corect este C, egală cu tensiunea electromotoare. În circuitul alăturat,
Valorile rezistențelor sunt după cum urmează: R1 mai mare decât R2, R2 mai mare decât R3. În aceste condiții, A, tensiunile pe cei trei rezistori sunt egale, B, intensitatea curentului prin R1 este mai mare decât cea prin R2, C, intensitatea curentului se poate calcula cu formula I egal cu E supra R mare 1 plus R mare 2 plus R mare 3, D, toate rezistoarele sunt parcurse de același curent, E, toate variantele de mai sus sunt adevărate. Avem trei rezistori legați în serie. Legați în serie înseamnă că avem același curent prin ei. Același curent, aceeași intensitate. Asta înseamnă legare în serie. Așa că răspunsul corect este D. Toate rezistoarele sunt parcurse de același curent, dar să vedem și celelalte răspunsuri. A. Tensiunile pe cei trei rezistori sunt egale. Cei trei rezistori n-au aceeași rezistență. Și atunci tensiunea pe primul, să notăm U1, va fi I înmulțit cu R1. Pe al doilea va fi I înmulțit cu R2. Pe al treilea va fi I înmulțit cu R3. Curentul este același, dar rezistențele sunt diferite, ceea ce înseamnă că și tensiunile vor fi diferite, deci A nu este un răspuns corect. B. Intensitatea curentului prin R1 este mai mare decât cea prin R2? Nu, pentru că sunt legate în serie și atunci am același curent prin ele. C. Intensitatea curentului se poate calcula cu formula I egal cu E supra R mare 1 plus R mare 2 plus R mare 3. Intensitatea curentului se poate calcula întotdeauna cu legea lui Ohm pentru întregul circuit. Dar în cazul nostru, desenul ne arată că sursa are rezistență internă. Și atunci intensitatea curentului este E supra R mare 1 plus R mare 2 plus R mare 3. Într-adevăr, trebuie să adunăm cele trei rezistențe pentru că sunt legate în serie, dar mai vine aici și plus R mic. Pentru că la numitor, în legea lui Ohm pentru întregul circuit, trebuie să fie întreaga rezistență a circuitului. Deci C nu este un răspuns corect. Evident, nici E nu mai este răspuns corect, așa că rămânem cu D. Toate rezistoarele sunt parcurse de același curent. În figura alăturată, toți rezistorii au aceeași valoare. Se poate afirma că A, I1 plus I2 plus I3 egal cu I4, B, I1 egal cu I2 egal cu I3, C, RBC este mai mare decât RAB, D, UBC este mai mare decât UAB, E, toate variantele sunt adevărate. Se poate vedea foarte ușor că am trei rezistori legați în paralel și apoi această grupare este legată în serie cu al patrulea rezistor. Răspunsul A este adevărat, I1 plus I2 plus I3 egal cu I4, pentru că se referă la nodul B din desen. Am trei curenți care vin acolo, I1 plus I2 plus I3 și un curent care pleacă, I4. Legea lui Kirchhoff pentru noduri ne spune că I1 plus I2 plus I3 trebuie să fie egal cu I4. Nu dispare și nu apare curent, pentru că ar însemna că dispare sau apare sarcina electrică. Al doilea răspuns, I1 egal cu I2 egal cu I3. Cei trei rezistori despre care e vorba acum, când vorbim despre I1, I2 și I3, sunt legați în paralel. Legarea în paralel înseamnă aceeași tensiune pe toți. Și atunci intensitatea curentului prin oricare dintre ei va fi U supra R. Pentru că, repet, toți trei sunt legați la aceeași tensiune, conectați la aceeași tensiune și au aceeași rezistență. Deci e adevărat, I1 este egal cu I2, este egal cu I3. Și răspunsul B este corect. Rezistența între bornele BC este mai mare decât rezistența între bornele AB. Când leg rezistori identici în paralel,
rezistența echivalentă se calculează cu formula 1 pe R echivalent este egal cu 1 pe R plus 1 pe R plus așa mai departe. Adică 1 pe R echivalent este egal cu N supra R dacă sunt N rezistori. În cazul nostru, R echivalent va fi atunci R supra N este egal cu 3, R pe 3. Ceea ce înseamnă că între bornele A și B, rezistența totală este R pe 3. În timp ce între bornele BC, B și C, rezistența este R. Acolo avem un rezistor. Și R este evident mai mare decât R pe 3, ceea ce înseamnă că și răspunsul C este corect, RBC este mai mare decât RAB. Răspunsul D. UBC este mai mare decât UAB. UBC este I înmulțit cu RBC. UAB este suma curenților prin cei trei rezistori, este curentul total, care este I1 plus I2 plus I3, dar am văzut că I1 plus I2 plus I3 este egal cu I4, adică este egal cu curentul prin rezistorul conectat la bornele BC. Ceea ce înseamnă că pot să scriu tot I, dar înmulțit cu RAB. Și pentru că RAB este R pe 3, deci este mai mică decât RBC, care e R, înseamnă că, într-adevăr, UAB este și ea mai mică decât UBC. Sau UBC este mai mare decât UAB, cum zice răspunsul D, așa că și acesta este corect. Iar E spune toate variantele sunt adevărate, deci până la urmă, acesta este răspunsul corect, pentru că și E e adevărat, toate variantele sunt adevărate. Să trecem la întrebările de cauzalitate. Pe o rezistență externă apare o tensiune deoarece electronii se deplasează prin conductor datorită tensiunii electromotoare a sursei. Să luăm afirmațiile pe rând, pe o rezistență externă apare o tensiune. Dacă avem un circuit, și în cazul nostru avem un circuit care are o sursă și un rezistor în circuit, atunci dacă circuitul e închis, evident, și circuitul despre care vorbim e închis, pentru că spune electronii se deplasează prin conductor și nu se pot deplasa dacă circuitul e deschis, această deplasare se referă la așa numita mișcare de transport. Pentru că electronii se mișcă tot timpul, agitația termică. Dar despre asta vorbim la termodinamică. La curentul electric ne interesează viteza de transport care se suprapune peste mișcarea de agitație termică. Deci dacă am un rezistor conectat la o sursă într-un circuit închis, la bornele rezistorului apare o tensiune. Pentru că sursa are o tensiune electromotoare, produce un câmp electric. Și acest câmp electric este ghidat de conductoare la toate elementele de circuit și pe toate elementele de circuit apare o tensiune, deci prima afirmație este adevărată. A doua, electronii se deplasează prin conductor datorită tensiunii electromotoare a sursei. Da, mișcarea de transport a electronilor apare din cauza câmpului electric produs de sursă, deci din cauza tensiunii electromotoare care la rândul ei apare din cauza câmpului electric din sursă. Deci adevărat, electronii se deplasează prin conductor datorită tensiunii electromotoare a sursei. Amândouă afirmațiile sunt adevărate, dar nu există relație de cauzalitate, pentru că nu putem spune că tensiunea apare datorită mișcării electronilor, pentru că e echivalent cu a spune că tensiunea apare din cauza intensității. Și asta înseamnă, dacă am spune așa, că am inversat cauza cu efectul. Intensitatea, adică curentul, apare din cauza tensiunii și nu tensiunea din cauza curentului. Așa că ambele
afirmații sunt adevărate, dar nu există relație de cauzalitate, răspunsul este B. O grupare în serie de N surse identice cu tensiunea electromotoare E și rezistența internă R are același curent de scurt circuit ca o singură sursă, deoarece tensiunea în gola grupării va fi E. Din nou, să discutăm pe rând afirmațiile. O grupare în serie de N surse identice cu tensiunea electromotoare E și rezistența internă R are același curent de scurt circuit ca o singură sursă. Dacă am mai multe surse legate în serie, așa cum vedeți, tensiunea echivalentă este suma tensiunilor electromotoare, care, dacă sunt aceleași, înseamnă că voi avea E plus E plus E de N ori. Ceea ce înseamnă că tensiunea electromotoare echivalentă va fi de N ori E, tensiunea electromotoare a unei singure surse. Iar rezistența echivalentă a acestei grupări va fi R mic plus R mic plus R mic de N ori, adică va fi de N ori R mic. Curentul de scurt circuit este tensiunea electromotoare împărțită la rezistența internă. Adică în cazul nostru va fi E echivalent supra R mic echivalent. Deci curentul de scurt circuit va fi E ori N supra R mic ori N. N se simplifică și găsim curentul de scurt circuit este egal cu E supra R mic. Dar E supra R mic este curentul de scurt circuit al unei singure surse. Așa că prima afirmație este corectă. Gruparea are același curent de scurt circuit ca o singură sursă. Dar a doua. Tensiunea în gol a grupării va fi E. Tensiunea în gol este tensiunea electromotoare. Când nu trece curent printr-o sursă, tensiunea la borne este egală cu tensiunea electromotoare. Și tensiunea electromotoare echivalentă este N ori E, nu este E. Așa că a doua afirmație este falsă. Deci prima e corectă, a doua este falsă, nu se mai pune în discuție relația de cauzalitate, răspunsul este C. Un fierbător electric alimentat la tensiune constantă consumă mai multă energie electrică atunci când încălzește un lichid decât atunci când funcționează în gol, deoarece lichidul absorbe căldura degajată de fierbător. Care e diferența între cazul în care fierbătorul funcționează încălzind apă, că de obicei despre apă e vorba, și cazul în care n-am pus apă? Temperatura rezistorului este diferența. Dacă se găsește în apă, dacă încălzește apă, temperatura lui nu poate crește foarte mult, pentru că e în contact cu apa. Și apa conduce bine căldura și are căldură specifică mare, deci absorbe, așa cum spune a doua afirmație, lichidul absorbe căldura degajată de fierbător. E adevărat. E adevărat și că aerul absorbe și el din căldura pe care o degajă rezistorul, dar mai puțină în aceeași unitate de timp. Și atunci rezistorul se încălzește mult mai puternic. De fapt, multe astfel de aparate chiar se distrug dacă nu punem apă, atât de tare se încălzește rezistorul. Și rezistența unui conductor metalic depinde de temperatură după relația R egal cu R0 pe lângă 1 plus alfa T, unde R0 este rezistența rezistorului respectiv la 0 grade Celsius, deci formula se referă la scara Celsius, iar temperatura T este temperatura în scara Celsius. Alfa se numește coeficientul termic al rezistivității și depinde de la metal la metal, de la aliaj la aliaj. Dar în cazul metalelor, alfa este pozitiv și de aceea R este mai mare decât R0 dacă temperatura este pozitivă. Deci, știm până acum că
atunci când funcționează în aer, rezistorul se încălzește mai mult decât atunci când funcționează în apă. Deoarece fierbătorul este alimentat la tensiune constantă, pot calcula energia electrică pe care o folosește cu relația U pătrat supra R ori T. Și această relație ne arată că dacă rezistența este mare, atunci în același interval de timp energia electrică folosită este mai puțină. Și atunci când este în aer, rezistența este mai mare pentru că e mai caldă, are temperatura mai mare. Deci e adevărat că un fierbător electric alimentat la tensiune constantă consumă mai multă energie electrică atunci când încălzește un lichid decât atunci când funcționează în gol. Și a doua afirmație este adevărată, lichidul absorbe căldura degajată de fierbător și putem accepta și relația de cauzalitate pentru că tocmai datorită faptului că lichidul absorbe căldura degajată de fierbător, rezistența nu se poate încălzi atât cât s-ar încălzi în aer. Așa că ambele afirmații sunt adevărate și există și relația de cauzalitate, deci răspuns A. Toate problemele alese pentru azi sunt ușor de rezolvat. Dar le-am ales pentru că din fiecare putem învăța ceva util pentru rezolvarea altor probleme. Să le vedem. Prima. Un circuit este alcătuit dintr-o sursă cu tensiune electromotoare E10V și rezistența internă 1 ohm și un rezistor cu rezistența R mare. Știind că un voltmetru având rezistența RV 100 de ohmi legat în paralel cu sursa indică tensiunea U, eu am notat-o cu U indice V, o să vedeți imediat de ce, 9 volți, valoarea rezistenței R mare este. Putem rezolva această problemă în felul următor. Întâi scriem expresia algebrică a rezistenței externe echivalente. Acolo avem voltmetrul și rezistorul R legați în paralel, așa că rezistența echivalentă este R ori RV supra R plus RV. Apoi să scriu legea lui Ohm pentru întregul circuit în care rezistența externă să aibă această expresie. Apoi să mă folosesc de ecuația tensiunilor. Tensiunea la bornele sursei o notez cu U indice S este egală cu E minus I ori R mic. Aici în loc de I să scriu expresia lui I, legea lui Ohm pentru întregul circuit, în care apare ca rezistență externă ceea ce vedeți aici, obține o ecuație în care singura necunoscută este R mare. Dar, dacă lucrez așa, la un examen unde sunt presat de timp și mai sunt poate și stresat, de multe ori greșesc. Greșim la aritmetică. Așa că e bine să ne gândim dacă nu putem rezolva problema în mai mulți pași mai mici. Și în cazul ăsta se poate, pentru că tensiunea la bornele sursei este egală cu tensiunea la bornele voltmetrului, U indice V, care este egală cu curentul prin voltmetru, înmulțit cu rezistența voltmetrului, și este egală cu tensiunea la bornele rezistorului R, care este egală cu I indice R, curentul prin rezistorul R, înmulțit cu R. I fiind curentul total prin circuit. Și pentru că aici știm că tensiunea la borne este egală cu tensiunea indicată de voltmetru, sursa, voltmetrul și rezistorul sunt legate în paralel. Deci avem aceeași tensiune pe toate trei. Putem să calculăm curentul I. Curentul I, adică curentul prin sursă, este E minus tensiunea la bornele sursei supra R mic. Adică este 10 volți minus 9 volți, tensiunea la borne, care este tensiunea arătată de voltmetru, supra 1 ohm. Și găsesc că I este 1 amper.
De asemenea, pot să calculez curentul prin voltmetru. Curentul prin voltmetru este U voltmetru supra R voltmetru, adică este 9 volți, din nou 9 volți, supra 100 de ohm. Deci curentul prin voltmetru este 0,09 amperi. Iar curentul prin rezistorul R este diferența IR, este I minus I voltmetru. Curentul pe care îl dă sursa se împarte în două. O parte din el trece prin voltmetru, o parte prin rezistorul R. Și atunci IR este I minus I voltmetru, adică este I a fost 1 amper minus I voltmetru 0,09 amperi, deci I indice R va fi 0,91 amperi. Și acum, dacă știu cât e curentul prin rezistor, pot să calculez valoarea rezistenței lui. R este egală cu U indice R supra I indice R, adică din nou 9 volți supra 0,91 amperi. Și dacă facem împărțirea, vedem că rezultatul corect este E aproximativ, dacă rotunjim, 9,89 ohmi. Ce am învățat de aici? Că, mai ales la un examen, uneori e mai bine decât să lucrăm algebric de la început până la sfârșit, atunci când avem de cărat după noi o expresie la care știm că mai putem greși aritmetic, e mai bine uneori să folosim o rezolvare în pași scurți dacă observăm o asemenea rezolvare în pași mici și mai simpli, așa cum am făcut aici. O sursă de curent continuu având tensiunea electromotoare 10 volți și rezistența internă 1 ohm, deci E egal cu 10 volți, R mic egal cu 1 ohm, alimentează un circuit format din doi rezistori. Dacă rezistorii sunt legați în serie, curentul în circuit este IS 2,5 amperi. Iar dacă rezistențele sunt legate în paralel, atunci curentul este 6 amperi. I indice P, 6 amperi. Cât este tensiunea la bornele sursei în cele două cazuri? Problema nu spune că cei doi rezistori ar fi identici, așa că nu avem voie să presupunem acest lucru. Și atunci, în cazul în care ei sunt legați în serie, RS este R1 plus R2, rezistența echivalentă, iar rezistența echivalentă, dacă sunt legați în paralel, este R1 ori R2 supra R1 plus R2. Și atunci am putea să scriem legea lui Ohm pentru primul caz, pentru al doilea caz, legea lui Ohm pentru întregul circuit, și apoi, folosind expresia intensității pe care o găsim folosind legea lui Ohm, să calculăm rezistențele R1 și R2 și apoi să scriem din nou legea lui Ohm pentru cazul legării în serie, pentru cazul legării în paralel și să găsim apoi tensiunile la borne folosind ecuația tensiunilor. Dar are rost să facem așa ceva? Avem nevoie de valorile rezistențelor. Problema ne spune că atunci când cei doi rezistori sunt legați în serie, curentul este atât, și când sunt legați în paralel, curentul este atât, înseamnă că putem să scriem ecuația tensiunilor, U indice serie, adică tensiunea la bornele sursei în cazul legării în serie, trebuie să fie egală cu E minus I serie ori R mic, și aici știm tot în afară de tensiunea la borne, iar tensiunea în cazul legării în paralel este E minus I
paralel înmulțit cu R mic. Deci nu avem nevoie de rezistențele R1 și R2. Putem să facem și calculul. U serie va fi 10 volți minus 2,5 amperi ori 1 ohm, care este egal cu 7,5 volți, iar cu paralel este 10 volți minus 6 amperi ori 1 ohm egal cu 4 volți. Și asta e tot. Nu ne interesează alte lucruri, pentru că asta ne cere problema. Deci, răspunsul corect este, dacă urmăriți, C. U serie 7,5 volți și U paralel 4 volți. Ce am învățat de aici? Să avem grijă să nu calculăm lucruri de care nu avem nevoie, dacă putem rezolva problema și fără acele valori pe care am vrea eventual să le calculăm fără rost. Pentru ca o sursă având E și R, tensiune electromotoare E și rezistența internă R mic, să debiteze separat pe două rezistențe R1 și R2 aceeași putere, trebuie ca între acestea să existe relația. Și avem acolo mai multe relații între R mic, R mare 1 și R mare 2. Întâi vă arăt rezolvarea și apoi vă voi spune ceva ca să învățăm și din această problemă ceva important. Puterea pe care o dă o sursă unui rezistor se poate calcula cu formula I pătrat ori R. Pentru că I este E supra R mare plus R mic, avem P egal cu E supra R mare plus R mic la pătrat înmulțit cu R. Și atunci, puterea pe rezistorul R1 se poate scrie E pătrat înmulțit cu R1 supra R1 plus R mic la pătrat, iar puterea pe rezistorul R2 este E pătrat înmulțit cu R2 supra R2 plus R mic la pătrat. Și noi vrem ca aceste două puteri să fie egale. Așa spune, pentru ca o sursă să debiteze pe două rezistențe R1 și R2 aceeași putere. Așa că punem această condiție. Putem împărți ecuația la E pătrat și obținem R1 supra R1 plus R mic la pătrat înseamnă R1 pătrat plus de două ori R1 R mic plus R mic pătrat. Trebuie să fie egal cu R2 supra, aici avem R2 pătrat plus de 2 ori R2 ori R mic plus R mic pătrat. Și atunci obținem că R1 înmulțit cu R2 la pătrat plus de 2 ori R1 R2 ori R mic plus R1 înmulțit cu R mic pătrat este egal cu, ăsta a fost produsul extremilor, cu R2 înmulțit cu R1 la pătrat plus de 2 ori R1 R2 R mic și plus R2 înmulțit cu R mic pătrat. Și acești termeni se reduc pot să dau factor comun R1 ori R2 din acești doi termeni și voi avea R1 ori R2 pe lângă R2 minus R1 egal cu ceilalți termeni vor fi în dreapta, deci, și vor fi R mic pătrat pe lângă R2 minus R1. Ecuația se poate împărți la R2 minus R1, pentru că R2 nu e egal cu R1, deci nu împărțim la 0, nu avem voie să împărțim la 0, în unui cazul, și găsim că R mic
este egal cu radical din R1 ori R2. Deci aceasta este relația dintre R mic, R mare 1 și R mare 2. În răspunsurile noastre, această relație apare la punctul C. Deci punctul C este răspunsul corect, răspunsul de la punctul C. Și acum, ce putem învăța de la această problemă? Am arătat de multe ori în materialele mele teoretice că dacă reprezentăm grafic puterea pe care o dă o sursă unui circuit în funcție de rezistența circuitului respectiv, obținem graficul pe care îl vedeți. Graficul pleacă de la zero, pentru că atunci când rezistența este zero și puterea e zero, și tinde din nou la zero spre infinit, pentru că atunci când rezistența devine foarte, foarte mare, intensitatea tinde la zero. Deci, într-un caz, am intensitate, dar n-am rezistență. În celălalt caz, la infinit, la limită, am rezistență, dar n-am intensitate. Deci graficul pleacă de la zero și tinde la zero. Înseamnă că trebuie să aibă un maxim, pentru că am avut tot timpul valori pozitive. Și are într-adevăr un maxim, așa cum vedeți pe desen. Și acel maxim se realizează atunci când rezistența externă este egală cu rezistența internă a sursei. Deci pentru R mare egal cu R mic. Am arătat acest lucru în cursul teoretic. Am arătat de ce este așa. Și asta mai înseamnă că dacă vrem o putere mai mică decât puterea maximă, că mai mare degeaba vrem, atunci vom putea obține acea putere pe doi rezistori, R1 și R2, așa cum vedeți acum în grafic, unul cu rezistența mai mare decât rezistența internă și unul cu rezistența mai mică decât rezistența internă. Și între aceste trei rezistențe există această relație. Iar ceea ce vreau să spun este că acesta este un lucru care trebuie memorat. Puterea maximă se obține atunci când rezistența externă este egală cu rezistența internă, iar o anumită putere se poate obține dacă rezistorii R1 și R2 pe care îi folosim au această relație în legătură cu R mic, cu rezistența internă. Pentru că există un fel de revoltă împotriva învățării pe de rost și cred că nu e bine, pentru că să înveți pe de rost mecanic este într-adevăr o prostie. Să înveți pe de rost fără să înțelegi ce înveți. Dar odată ce ai înțeles ceva, ai văzut deducerea lucrului respectiv, dacă e ușor de ținut minte cum sunt aceste două relații, e bine să le ții minte. Cu cât înveți mai multe astfel de lucruri pe de rost, cu atât semeni mai mult cu un calculator care are o memorie RAM mare și poate să-și ia tot ce îi trebuie foarte repede. Nu mai trebuie să se ducă până la hard disk. Deci lucrurile ușor de ținut minte și pe care le-ați înțeles teoretic, e bine să le memorați, vă ajută foarte mult, mai ales în cazul examenelor, să fiți mai eficienți, mai rapizi. Un motor electric alimentat la 220 de volți, deci U egal cu 220 de volți, are puterea de 2 kW. Nu scriu încă ce sunt acești 2 kW, tocmai despre asta vom discuta. Deocamdată știm că e putere când prin el trece un curent I 10 A. Randamentul motorului este cât? La prima vedere, ceva nu e în regulă, nu? Pentru că puterea este produsul dintre tensiune și intensitate. În cazul nostru am 220 de volți mulțit cu 10 amperi, deci puterea văd că este
2200 de W. Iar renunțul spune că un motor electric are puterea de 2 kW. Puterea poate să fie de mai multe feluri. Această putere este puterea mecanică, ceea ce e trecut pe un motor ca o caracteristică a lui, dacă se referă la putere, se referă la puterea lui mecanică, pentru că asta ne interesează, în primul rând, la un motor. Deci aceasta este puterea mecanică, în timp ce aceasta este puterea electrică. De ce nu sunt egale? Puterea mecanică, după cum vedeți, este 2000 de W, în timp ce puterea electrică este 2200 de W. Nu sunt egale pentru că întotdeauna avem pierderi prin căldură. Orice motor electric se și încălzește. Putem să facem diferența și observăm cât este pierderea prin căldură. Este de 200 de W. Deci, motorul nostru absoarbe de la rețea o putere electrică de 2200 de W, dar puterea lui mecanică este de 2000 de W. Și se cere randamentul. Randamentul este întotdeauna ceea ce ne interesează, ceea ce numim util, supra sau tot, sau ceea ce folosim ca să obținem ceva util. În cazul nostru, randamentul va fi puterea mecanică supra puterea electrică. Pentru că puterea electrică este ceea ce folosim, energie electrică folosim ca să obținem energie mecanică. Dar nu putem face transformarea asta cu randament 100%. Și atunci și puterea mecanică va fi întotdeauna mai mică decât puterea electrică, pentru că se degajă și căldură. Și atunci randamentul va fi, în cazul nostru, 2000x2200, 20x22, 10x11, care este aproximativ 0,909 și așa mai departe, adică în procente 90,9%, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este C. Deci aveți grijă, puterea poate să se refere la mai multe lucruri. Există putere mecanică, putere electrică și așa mai departe. Și întotdeauna avem pierderi când transformăm o formă de energie în alta. Nu în sensul că dispare energie, ci în sensul că apare și căldură, se produce și căldură. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!